Weekendul acesta este dedicat mamelor și copiilor la Iulius Town pentru că vom celebra Ziua Internațională a Femeii într-un mod artistic, cu muzică și dans, ateliere de creație, teatru de păpuși, shopping și relaxare. Sâmbătă 9 martie 2024, în atriumul Iulius Town, va avea loc un spectacol pentru mama susținut de mici artiști de la Palatul Copiilor Timișoara, Incubatorul de Arte, Generația Muzicii, Școala de Muzică Ramona Iatan, Chromatic Art O Mare, Tip Top Club, Denis Ballet School și școala Ethno Vocal Music. Maratonul de cântece și dansuri va începe de la ora 11.30. Petrecerea continuă la atelierele de creație care au loc tot sâmbătă de la ora 16 în piațeta Intersport din Iulius Mall. Mici artiști sunt invitați să picteze tablouri și să deseneze pentru mămicile lor. Participarea este gratuită, toate materialele fiind asigurate de Iulius Town. Duminica este rezervată teatrului de păpuși care începe de la ora 11 în Food Court. Săptămâna aceasta e duțul vine să împărtășească cu cei mici pățanile lui. În continuare, în Iulius Garden puteți păși în lumea magică a lampioanelor chinezești. Până pe 24 martie, parcul este o oază de lumină și culoare, unde găsești instalații luminoase cu tigri în mijlocul junglei, până la delfini sărind peste apă, un elefant bebeluș la dimensiune naturală, flamingo roz, o grădină cu fructe gigantice și personajele preferate din copilărie. Expoziția este deschisă zilnic între orele 16 și 22. Prețul unui bilet este de 35 de lei pentru adulți, 30 de lei pentru copii 3-18 ani și pensionari, iar un pachet de familie 2 copii plus 2 adulți este de 120 de lei. Biletele se achiziționează la intrarea în expoziție. Copiii cu vârstă de până la 3 ani au intrarea gratuită.